A plecat din Republica Dominicană pentru a fi alături de iubita lui care va naște în curând, iar schimbările nu se opresc aici pentru Culiță Sterp. Participarea la Survivor i-a adus și mai multă faimă, iar artistul s-a gândit că este timpul să-și mărească tariful pentru evenimente. Potrivit spuselor managerului lui Culiță Sterp, acesta încasează acum pentru un eveniment cap coadă suma de 5.000 de euro. Pentru o nuntă, Culiță Sterp încasează acum 5.000 de euro. Vine cu formația 6 sau 7 persoane. Normal, ține toată nunta, cântă toată noaptea, a spus managerul lui Culiță Sterp. Culiță și Daniela Iliescu urmează să aibă primul lor copil, un băiat al cărui nume nu l-au hotărât încă. Este cea mai grea perioadă din viața mea. Eu când am plecat la Survivor, am crezut că nu voi rezista mai mult de 2-3 luni. Când am văzut că s-au făcut 5 luni, am zis, au leu se naște băiatul meu. Mai ales în ultima lună o visam pe Daniela. Am visat că am născut și că băiatul meu are șapte ani și a venit la Survivor. Îmi stătea gândul numai acasă. Nu mai puteam continua. Mama și-ar fi dorit să vină acasă cu trofeul, dar a recunoscut și ea că trofeul meu este copilul. Dacă nu era situația de așa natură, mă vedeam câștigător. Aveam foarte mulți susținători, mă votau și mai tare când am zis că vreau să plec acasă am slăbit 17 kg în Dominicană. Am avut 105 când am plecat și acum am 88, a spus Culiță Sterp în emisiunea Teo Show.